A fost un singur moment în care nu te-a ascultat. Da. A intrat vreo lumină sau ceva? Că se mai întâmplă și pe. Da, din cauza luminii. Mi-ai servit-o pe tavă. Da, să știi că nu era, am încercat să mă tot gândesc de-a lungul numărului tău dacă pot să identific vreo legătură între tine și ce se joacă pe la echipa națională. Niciuna. Spre deosebire de Andy, eu în timpul unui număr nu mă gândesc la nimic. Sunt atent doar la greșeli. E asta lipsea parte. Asta mai îmi trebuie să mă și gândesc. Chirie, întreținere, gaze. Hagi! E una dintre cele mai complicate treburi pentru mine. Nu e da, la, aia cu dansul, cu magia, cu nu știu ce. Dar aici n-ai decât un singur lucru, contactul cu mingea. Dintre care, acum să fim serioși, cam 80% te-ai jucat cu ea pe ceafă, 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 ceafă. Mai bagă și costițe, cotlete, Adidas. Yep. Deci, o să-ți spun da. Mersi. Eu, pentru că am văzut mult mai bine și mult mai spectaculos, o să fiu puțin mai dur astăzi și o să spun nu. Mihaela? Da. Mersi. Ce ați făcut? Ești la mâna Andrei. Mă, pe ce să fac? Nu. Vezi? Atunci zic nu. Atunci zic nu, da. Dacă ei au spus da, spun și eu da. Mergi mai departe. Mulțumim mult. Ne vedem în etapa următoare. Drum bun. Yes! Hai. Bravo! Femeile la primul număr ratat sunt foarte îngăduitoare. Hai, lasă, că trece, puiule, lasă, că ai venit de departe, ai emoții, da. Asta e, n-ai mai făcut de mult. N-ai mai făcut de mult. Te-ai emoționat. S-au adunat mult stres în tine, hai, dă-i. Hai, dă-i, dă-i. Hai acolo, hai că vine și așa. Nu lăsa pe mâine ce poți face acum. Azi. Batista, asta era pentru tine. Super. Băieți, hai, gata? Da. Hai, duceți-vă, baftă. Eu.